fără PSD, România ar fi fost mult, mult mai departe. Moțiunea de cenzură, dragii mei, este în procedură și vă spun cu toată seriozitatea, pregătiți-vă pentru guvernare. Nu va fi ușor, nu va fi ușor deloc. Dacă ar fi fost prea ușor, poate nici nu era nevoie de noi. Așa este greu. Și românii se așteaptă ca noi să rezolvăm aceste probleme. Urmează moțiunea de cenzură. Noi aici în sală toți suntem de acord că trebuie să treacă. Și mulți alții sunt alături de noi. Drumul spre România normală se face pornind de la votul românilor de la alegerile parlamentare. Să fie clar, atunci va începe normalizarea României și pentru asta, dragii mei, este nevoie de foarte multă implicare din partea voastră. Lumea o să vă întrebe, dar ce această Românie normală pentru care faceți voi campanie electorală? România normală este România care există o autostradă sau două care leagă Moldova de restul țării. România normală este România în care legea e lege pentru toți. România normală este România în care în fruntea instituțiilor ajung oameni pe merit, pe competențe, nu pe pile și cunoștințe din Republica PSD. Calea noastră spre o națiune mândră, puternică, prosperă, trece prin România normală.